Robotul Philly de la bordul sondei spațiale europene Rosetta va încerca în premieră să atingă suprafața unei comete, după mai bine de 10 ani de călătorii prin spațiu într-o misiune istorică pentru explorarea spațială. Dacă micul robot va reuși să ajungă pe suprafața cometei Churyumov-Gerasimenko, va fi pentru prima dată când savanții vor putea studia pe teren nucleul unei comete. Philly va efectua o serie de foraje pe suprafața cometei pentru a preleva eșantioane de materie. Această misiune de arheologie spațială, demarată în 2004 odată cu lansarea sondei spațiale Rosetta, care a parcurs peste 6,5 miliarde de kilometri, încearcă să cerceteze evoluția sistemului solar de la naștere, cometele fiind considerate vestigii ale materiei primitive. Experții speră să adune date care să ne permită să înțelegem mai bine misterele Universului. Pe internet continuă să apară imagini cu noul sediu pe care Apple îl construiește în Cupertino, California. OZN-ul Apple, numit astfel după forma neobișnuită, va costa 5 miliarde de dolari și va găzdui peste 12.000 de persoane. Fundația și primele structuri ale clădirii gigant conturează deja forma de navă spațială pe care o va avea noul sediu Apple. În parcul ce va înconjura clădirea vor fi plantați circa 6.000 de copaci, din 300 de specii diferite. Spaceship Apple a fost una din ultimele dorințe ale cofondatorului companiei Steve Jobs, care a aprobat proiectul noului sediu înainte să moară. Proiectul Apple ar urma să se încheie în 2016. Un australian în vârstă de 29 de ani a reușit o misiune aproape imposibilă, să transforme mașina eroului Batman într-un autovehicul capabil să circule pe drumurile publice. Zach Mihailovic a lucrat timp de 2 ani la construcția mașinii care seamănă ca două picături de apă cu modelul din celebra serie SF. Dincolo de caroseria cu un design fantastic, Batmobilul are toate sistemele de siguranță prevăzute de lege, fără de care mașina nu putea primi aprobare pentru a circula pe străzile din Australia. Zach Mihailovic folosește mașina pentru a ajuta organizația umanitară Make-A-Wish, care le oferă copiilor grav bolnavi șansa de a se plimba cu Batmobilul, avându-l pe Zach drept șofer, bineînțeles îmbrăcat în costumul celebrului personaj. Pe YouTube a devenit viral un clip video cu cele mai noi demonstrații ale celebrului artist Rocky Byan, omul care a demonstrat că poate învinge teoria gravitației. În imagini puteți vedea cum reușește artistul să pună tot felul de obiecte, de la pietre la o motocicletă și o mașină de spălat, în poziții cu adevărat ieșite din comun. Cum face acest lucru rămâne un mister.